Luna august reprezintă cea mai aglomerată perioadă pentru serviciul public județean Salvamont Maramureș. Scopul reducerii numărului cazurilor prin prevenție nu a funcționat, salvamontiștii acționând 24 de ore din 24. Au existat mai multe cazuri comparativ cu anul trecut, care au necesitat prezența salvamontiștilor. Dacă în august 2022 aveam 10 cazuri cu 11 persoane salvate pe perioada lunii august, acum am avut 13 cazuri cu 19 persoane salvate. Aici vorbesc de persoane care au suferit accidente pe traseele turistice, cu fracturi, cu traumatisme, cu persoane aflate practicând hobby-uri pe munte, ATV-uri, UTV-uri, respectiv jeep-uri. Au fost și persoane rătăcite care n-au ținut cont de recomandările salvamontiștilor și s-au hazardat pe trasee nemarcate. Într-un alt caz, victima a decedat. Trebuie să fie primii care dau primul ajutor, dar din păcate, mă rog, persoanele expuse în astfel de cazuri de multe ori nu supraviețuiesc. În momentul în care se apelează la 112, trece destul de mult timp până se ajunge într-o zonă mai greu accesibilă. Acordarea primului ajutor de către persoanele aflate în preajma victimei este mai mult decât imperioasă.